Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara, vă spun tuturor! Împlinirea anul acesta, 300 de ani de la martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu, este înainte de orice prilej de rememorare înșesita jertfă creștină din 15 august 1714 de la Istanbul, îl situează și retroactiv pe luminatul domnitor al țării românești într-o lumină cu totul particulară, marcându-i întreg destinul, așa cum sublinia cândva istoricul Alexandru Duțu, referindu-se la mult invocatul stil brâncovenesc. Citez. Ceea ce menține acest stil în adâncul conștiinței românești este fără îndoială sacrificiul marelui voievod, care a dat perenitate operei sale. Am încheiat citatul. Începând de astăzi, timp de trei ediții, vă propun povestea vieții, domniei și morții Marelui Domnitor, pe care o vom relata într-un mod cât mai incitant, grație tânărului, dar strălucitului istoric, dr. Petre Guran, cercetător la Institutul de Studii sud Europene și fost director al ICR Chișinău. Multe și vrednice de auzit istorii sunt faptele ce s-au întâmplat în zilele lui Constantin Vodă Brâncoveanu, care mă voi nevoi a le scrie cât voi putea?" spunea în predoslovia cronicii sale Radu Greceanu în secolul XVIII. În șirul acestor fapte și evenimente încercăm și noi a intra pe calea undelor, sperând să rămâneți până la capăt alături de noi. Așadar, istoricul Petreguran începe cu o interesantă evaluare a duratei domniei brâncovene în contextul epocii. Cei 26 de ani de domnie a lui Brâncoveanu sunt între cele mai lungi domnii din istoria țării românești. În orice caz, este mult, mult peste media domniilor, domnilor pământeni. Gândiți-vă cât a făcut Mihai Viteazu în nici măcar 8 ani de zile sau la alte domnii care au marcat ca cea a unchiului și predecesorului său Șerban Cantacuzino în, în 10 ani de zile. Sigur că da. mai este domnia lui Matei Basarab, dar care iarăși abia depășește 22 de ani. Și deci suntem într-o epocă în care și din cauza scurtimii vieții, deci oamenii au o speranță de viață mai scurtă, dar, dar și a unei labilități dar și a unei politice. Dar Domniile nu sunt așa cum ne-a învățat Carol I, spre exemplu, sau, mă rog, Regina Victoria a Marii Britanii sau actuala Regina Elisabeta II a Marii Britanii. Astea sunt deja contexte moderne și să ținem cont că sunt deja monarhi constituționali, monarhi, care... Cu putere nu... îngrădite. Cu puteri îngrădite și cu responsabilități mai bine definite, și care sunt răspândite pe mai multe instituții, astfel încât să nu se concentreze tot timpul, toată atenția asupra monarhului. În timp ce Brâncoveanu este, am spune, în context constituțional modern, este și președinte și prim-ministru. Da. Adică conduce... Și ministru al culturii, așa adăuga, dacă tot bun, e vorba bun, bun. În el, Sigur că are, are multe, multe funcții pe care astăzi statul le răspândește între mulți miniștri. El, el este autorul politicii externe, foarte direct. Deci, adică o muncă foarte intensă, un tip de activitate care presupune o veghere și o concentrare extraordinară. Revin, e o performanță de fapt, cei 26 de ani de domnie, sigur că ea ar fi putut fi mai extraordinară dacă nu ar fi intervenit sfârșitul acesta uh, tragic. Asupra căruia vom insista separat, da. Petre Guran. Re Revenind Așa. acum la uh, începutul poveștii, aș spune câteva cuvinte despre predecesorul și predecesorii și cele două familii din care se și trage Constantin Brâncoveanu. După tată, el se trage dintr-un grup de familii pe care uh, le știm în conexiune cu boierii craiovești. Uh, e un grup de familii care, a căror obârșii este probabil înainte de întemeierea sau chiar din uh, deceniile întemeierii uh, țării românești, și care se uh, înrudesc uh, în diferite epoci, deci de mai multe ori cu uh, familia domnitoare, cu prima dinastie a țării românești, Basarabi Sigur că personajul ilustru din acest grup de familie este Neagoe Basarab, uh, Neagoe Basarab care este deci uh, un membru al familiei Craiovescu, dar în același timp fiul al lui Basarab cel tânăr, de unde și uh, numele dinastă. Prin dispariția liniilor direct descendente din Basarabi, s-au ridicat domni din aceste familii înrudite cu Basarabi și care, pentru a marca această înrudire, și-au pus în, în numele Domnesc, numele de Basarab. Și l avem pe Matei Basarab, în această logică, și pe Constantin, Basarab Brâncoveanu, deci Constantin care și el pomenește numele de Basarab ca justificare dinastică a accesiunii lui pe tron. pe de altă parte, trebuie spus că Constantin Brâncoveanu, sigur că avea vocația de a aspira la tron prin această naștere. Vă dar, întrerup o singură clipă. Filiera Cantacuzino, cum se uh, atașează acestei a, ascendențe? A, a, asta vroiam să spun. E un om care, prin genealogie, e foarte aproape de putere, dar, în același timp, departe, fiindcă unchiul lui, Șerban Cantacuzino, este cel care visează, care are un proiect dinastic în sânul familiei Cantacuzino. Care, uh, familia Cantacuzino nu este de origine pământeană, dacă a, nu mă înșel. Da, sau... este o, o poveste aparte, o poveste care ne pune întrebarea ce e pământean și ce nu-i pământean în țara românească. Fiindcă știm că avem această ipoteză, dar foarte bine argumentată totuși a lui Neagu Juvara, că majoritatea boierilor, deci partea conducătoare, marea boierimii, clasa deci superioară da. a boierimii, ar fi de origini Alogene, în orice caz non-romanice, între Cumanu care, în mă rog, cumane în speță, exact spune Juvara, pornind de la numele pe care le au aceste care se vehiculează în aceste familii. Dar fapt este că țara românească are vocația de a autohtoniza foarte repede, mă rog, neamurile care se așează pe acest teritoriu. În momentul în care ajunge Șerban Cantacuzino, pe tron, putem vorbi deja de o familie românească. Uh -huh, deci, înțeles. fenomenul autohtonizării s-a produs deja. Există e adevărat... niște, rădăcini, niște rădăcini grecești ale Răd familiei Cantacuzino. Rădăcina grecească și astăzi, grație muncii foarte serioase a unui genealogist din familie, Ion Cantacuzino, dar și altor istorici ca Matei Cazacu, știm că Familia Cantacuzino descinde din familia bizantină imperială a Cantacuzinilor. Deci e un caz de continuitate familială extraordinară, o familie a, a apărută pe firmamentul istoriei bizantine din secolul XI, dar care în secolul XIV a dat doi împărați, dintre care cel remarcabil este Ioan al VI-lea Cantacuzino, istoric, o figură de marcă a ultimului secol. bizantin. Important este din ceea ce spuneți, însă ca să revenim da. la firul discuției noastre, să nu cumva să ne depărtăm prea mult, că predecesorii lui Constantin, Constantin Brâncoveanu din familia canta Cantacuzino, cum spuneți, da. erau deja asimilați da. pământenilor. Trebuie să să, să considerăm deja pământeni, tocmai pentru a înțelege distincția cu fanarioții care vă vor urma că dacă Sigur luăm că da. strict Sigur. genealogic și fanarioții au sânge pământean, ca să spun așa, și domnii pământeni au origini alogene, alogene. dacă e să-i socotim E adică... importantă această distinție și această precizare, da. mai bine zis, și îmi pare foarte bine că o facem acum la începutul discuției noastre. <fie> ce aduce în plus însă această origine cantacuzină a cantacuzinilor românești, această origine bizantină, este o aspirație către o formă de putere mai largă decât cea a țării românești și proiectul unei recuperări a teritoriilor creștine din Balcan, cel puțin inclusiv a Constantinopolului pe seama și în numele defunctului Imperiu Bizantin. Uh -huh. Deci există în familia Cantacuzino această conștiință, noi suntem urmași ai celor care au fost bizanțul de altă dată, deci împărați și drăgători bizantini, mă ei spuneau robani, noi le spunem bizantini, da, acum da, au o convenție da. istoriografică. Da, da, ei da, spuneau, da. noi suntem urmași împăraților romanilor, și, prin urmare, există această aspirație, acest gând, acest vis care, că, cu ajutorul celorlalte puteri creștine, s-ar putea restabili. Un stat creștin, deci vedeți, suntem în perioada prenațională, în categoric. care uh, elementul creștin era este cel coagulant. Cel coagulant, deci un stat uh, creștin pe întreaga suprafață peninsulei balcanice și cu posibile extensii în Asia Mică. Adică o reconstituire a ultimei forme a Imperiului Roman de răsărit. Deci pe acest fundal se produce da, apropierea uh, de tron uh, a lui Constantin Brâncoveanu și în o mică paranteză, îmi cer scuze, numele Brâncoveanu, ca să epuizăm acest da, background foarte da. foarte bine precizat de dumneavoastră, numele Brâncoveanu vine, de unde vine? Vine de la Moșia, care, deci, care dă numele acestei ramuri, uh -huh. de la Brâncoveni, județul uh, Olt. Și deci este un nume de genos pe care îl preia deci, de la tatăl lui, de la papa Brâncoveanu, tată însă pe care nu l-a cunoscut, fiindcă moare când Constantin avea doar un an. Așa. Ceea ce face a Constantin cu adevărat să fie născut în atmosfera asta cantacuzineștilor de către mama lui, Stanca, născută Cantacuzino, soră a lui Șerban Cantacuzino, soră și a viitorului Stolnic Constantin Cantacuzino, Marele Învățat. Și trebuie spus că Brâncoveanu deci, s-a format intelectual în casa Stolnicului Constantin Cantacuzino, într-o atmosferă deci, de, de umanism, de renaștere târzie, dar totuși foarte fervescentă și cu acest background, ca să spun, de aspirație imperială care exista în familia Cantacuzino. Așa că există același, aceeași compoziție de uh, origini imperiale bizantine și aderență la un etos muntenesc, aș spune, la o tradiție politică a țării românești care era legată de acești basarabi. E țara lor, e țara basarabilor, de fapt. țara Acum, revenim. România. Dat fiind că era Petron Șerban, dat fiind că Șerban vroia să facă o dinastie și avea un fiu, perspectiva lui Brâncoveanu de a ajunge pe tron nu era dată de la început. Adică nu e un om care să se fi gândit în poziția aceasta centrală, dar e un om care, prin capacitatea, inteligența și formarea lui, era în miezul lucrurilor, deci el făcea parte din clanul cantacuzin care conducea, chiar conducea, țara românească. E, în acest context, Constantin Brâncoveanu joacă un rol foarte important, este de tânăr pus în funcții administrative și ajunge în vremea deci unchiului Șerban Cantacuzino la dregătoria de mare logofăt. Care Ce are respons responsabilitatea politicii externe. Mm -hmm. Ce îl recomandă pe Constantin Brâncoveanu pentru logofeție și mai ales pentru marea logofeție este cunoașterea limbilor străine. Deci, știm că Brâncoveanu vorbește grecește, vorbe, cunoaște slavona, cunoaște latina, cunoaște italiana. Deci, este un om care cu ușurință comunică într-o epocă în care diplomația începe să joace un rol din ce în ce mai puternic, și Constantin Brâncoveanu va excela. În uh, talente diplomatice. Iată deja un filon da. al prezenței lui pe tronul țării Românești, al activității lui care da. se conturează. Dar de ceea acum. ce face că e un om care cunoaște administrația, aș spune, de mic copil sau, în orice caz, de foarte tânăr. Uh -huh. de foarte tânăr. E pregătit pentru asta, exercită funcții de răspundere, deci are un uh, parcurs ideal, dacă vreți, din funcție în funcție, tot uh, mai mare, până în momentul în care. Intervine această, acest accident de parcurs, moartea subită, neelucidată încă în istorie, a lui Șerban Cantacuzino, și care pune deodată divanul țării românești în poziția de a alege un, un succesor. Un succesor în condițiile în care legea dinastică nu se stabilise încă și oricum fiul era prea tânăr pentru a prelua domnia imediat, închisat deci avea totuși ce vârstă avea exact în acest moment. 34 de ani da. în 1688 are da. 34 de ani. Și la 34 de ani, în epoca lui, un om matur nu e un tânăr. Astăzi am să că ar fi un ministru sau, mă rog, un prim-ministru, prea, prea tânăr. La vremea lor, deci ei terminau studiile superioare undeva în jurul vârstei, de 18 ani. La vremea respectivă, și astfel încât 34 de ani, este deplină maturitate pentru brâncoveanu. Și. Mai este ceva, deși cantacuzinii reușiseră cu rudele lor, să zicem, să controleze politica țării românești, cu toate acestea exista totuși o grupare boierească în opoziție, să zicem așa, și Brâncoveanu putea face foarte bine, mai bine decât un alt cantacuzin, elementul de unire între diferitele grupări boierești. <fio> Toate acestea, cronica ne înfățișează o imagine foarte atașantă și demnă de, de, sinaxare. de sinaxare sau de istoria veche romană, nu? în care îl da. avem pe Cincinatus, care este rega, rugat de Senatul roman nu să preia Imperium, adică conducerea cu suspendarea tuturor legilor uzuale în momente de criză și care, mă rog, știm că vine preia puterea, înfrânge inamicii și se reîntoarce la coarnele plugului. Asta e povestea lui Cincinatus. Dar aceeași imagine a divanului care vine în corpore, deci toți boierii se prezintă la curte la Brâncoveanu, la curtea lui boierească și îi cer să le fie domn și el refuză. Deci primul îl primul, roagă, îl roagă să, 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 le fie domn și el refuză spunând, dar vedeți, sunt ca un domn în curtea mea. Ce nevoie am eu să fiu e, domn? Și... Este idealizat acest moment sau el este realmente consemnat și documentat istoric? Este cronica oficială a țării românești care le relatează. Și anume cronica este vorba despre cronica lui Radu Greceanu da. sau sunt surse, să zicem, și nu, mai... Nu, nu, este vorba cron... de, de... Radu Greceanu. Da, da, da. De cron, cronica oficială. A, În așa, orice caz, așa ținând se... cont de parcursul și de destinul acestui da. domnitor, e, e foarte plauzibil e primul acest om îngeput. la care te putești cu siguranță el are o poziție care îl predispune pentru un vicariat, în ipoteza în care sigur că ar fi reușit proiectul dinastic al cantacuzinilor și înțelegem din conflictele care s-au născut mai târziu că era un fel de subînțeles, o să fiu o vreme domn, dar păr mă laș tronul altui Cantacuzin și revenim la la regulă. Spuneam doar o paranteză că este este verosimil această atitudine retractilă inițială e în raport cu atitudinea da. lui ulterioară, deci cu partea spirituală a concepției lui despre viață și despre putere care se materializează metaforic aproape da. în momentul martiriului și în momentul în care Mai este un motiv, da. în felul în care o face acest Eu martir. da nu știu dacă istoric putem pune, aici vorbesc foarte foarte sincer, putem da. pune, adică profilul, dacă profilul lui Brâncoveanu e un profil de martir. Eu cred că martirii nu știu până în ultima clipă că vor fi martiri. Și Brâncoveanu, din felul în care a domnit în țara românească, e un om foarte prudent, e un om foarte calculat, e un om uh, ordonat. Care ascundea însă ceva, probabil. Cu siguranță e un om blând, nu este, deci, din dintre domnitori un domnitor, fără exagerări, sigur, cu sabia, că așa sunt domnitorii, au putere asupra vieților oamenilor și lăsată de la Dumnezeu, așa cum uh, credeau ei. Sigur. Dar e un, e un domnitor blând, e un domnitor care nu are excese sângeroase, așa cum întâlnim la alți domnitori, de altfel tratați pozitiv în istoriografia noastră, inclusiv Ștefan cel Mare. Așa, deci uh, la momentul Bun. acesta când îi se propune Bun, tronul? Eu scaunul. cred că o primă ezitare este, este verosimilă, de altfel nu, nu durează mult această ezitare și Brâncoveanu o acceptă, conștient fiind că probabil că exista deja o disensiune pe politica externă, fiindcă el schimbă radical politica externă a țării românești când vine față de Contactele începute de Șervan Cantacuzino. Putem Canta rezuma da. acest lucru fără a intra în detalii, pentru că da, ne Şerban, solicită prea da. mult ascultătorii. Șervan Cantacuzino era pe punctul de a face o alianță militară totală cu Imperiul Habsburgic, cu armatele care, de altfel, se pregăteau, erau în conflict deschis, armatele Habsburgice cu cele otomane. Și era dispus să se angajeze plenar, adică gata, nu mai discutăm, alegem partea habsburgică și mizăm pe o victorie, deci, a acestor armate împotriva armatelor otomane. Victorie care nu va veni cu adevărat decât 10 ani sau, mă rog, 9 ani mai târziu abia. Deci ar fi fost o lungă traversare a deșertului și nici măcar atunci nu se știe dacă la pacea de la Karlovitz ar fi fost cu adevărat luată în considerare și țara românească ca, și aici ai mare întrebare pe care și-o pune chiar Brâncoveanu, ca ce? Ca provincie a Imperiului Austriac, nu? A Imperiului Habsburgic. Asta este de fapt ceea ce descoperă Brâncoveanu în alianțele astea foarte dificile cu puterile creștine. Că, oricât de creștine ar fi ele, scopul lor politic este o extensie teritorială și că destinul țărilor române, în componența acestor imperii creștine, în orice caz într-o formulă de dependență apropiată, poate să fie la fel de dificil, la fel de problematic și la fel de păgubos în cele din urmă pentru elita politică a țării românești ca cel în cadrul Imperiului Otoman. Adică provincie a Imperiului Habsburgic, țara românească s-ar fi putut să aibă mai puțină autonomie decât uh, o avea ca provincia Imperiului Otoman, sau mă rog, ca țară vasală Imperiului Otoman. Pe acest Și fundal, deci, pe ce acest... cotitură să zicem, rupe, rupe alianța, sau nu, nu, nu fructifică nu duce la capăt alianța cu Imperiul Habsburgic, Imperiul Habsburgic ci din potrivă, mă rog, funcționează ca vasal fi fidel al Imperiului Otoman și împreună cu tătarii duce primul și singurul război victorios al lui Constantin Brâncoveanu în care îi bate pe Habsburg, pe armata imperială, lângă localitatea Zărnești în Brașov și victoria aceasta, eclatantă, importantă, de altfel îl și face să cunoască mai bine acești imperiali, generalul Heisler, care răspunde cu foarte multă semeție și obraznicie, și cu un aer de superioritate, evident inacceptabil, lui Brâncoveanu, deși se afla prizonier al lui Brâncoveanu. Ce rezolvă deci, Brâncoveanu prin această victorie, practic? Rezolvă... Ce obține? Așa, și pe plan politic și în primul pe alte rând, planuri. sigur că îi convinge pe turci că au făcut o alegere bună și că, de altfel, în 1699, neimplicându-se militar în războiul austro-otoman, Brâncoveanu obține, dar sigur că având relații diplomatice și cu unii și cu alții relații vasalice cu Imperiul Otoman și diplomatice cu cel Habsburgic, obține de la unii o formă de recunoștință prin acordarea, adică de la Habsburg, acordarea titlului de principe al Imperiului Habsburgic, iar de la otomani în 1699 domnia pe viață. De altfel, Brâncoveanu mai avea o experiență militară, fiindcă el tânăr militar fusese în armatele țării românești sub zidurile Vienei în 1683, deci atunci când are loc a doua împresurare fără succes a Vienei de către trupele otomane și când cronicile ne spun că armatele țării românești puneau numai paie în tunuri, nu puneau ghiulele, astfel încât să nu bată cu adevărat zidurile cetății, dar într-un fel sau altul era un dispozitivul otoman la impresurarea da. Vienei. Deci asta sub unchiul lui Șerban Cantacuzino. Dar el are o experiență și știe că oricâte semne de declin n-ar da Imperiul Otoman, așa cum le va descrie ulterior Dimitrie Cantemir. Totuși, pe câmpul de luptă, lucrurile nu sunt decisive. Spun așa, a fost de fiecare dată ca forțele creștine să facă un avans semnificativ împotriva otomanilor, a fost nevoie de câte un geniu militar. Adică tehnica militară încă nu, nu făcea o diferență suficientă, nu era o disproporție astfel încât războiile automat să fie victorie. Câșt, da. Da. Deci e Eugeniu de Savoia care reușește niște performanțe militare, este mai târziu din partea rușilor Suvorov care reușește tot așa deci niște victorii militare în timp ce strategice. alte strategii, alte războaie sunt pierdute cu brio, aș spune, de puterile creștine. Și asta, domnii țărilor române, mă rog, unii înțeleg acest lucru, alții mizează totul, cum a vrut să facă Șerban Cantacuzino și cum a făcut mai târziu Dimitrie Cantemir, mizează totul pe forța creștină. Și iată că mizează și pierde, în cazul lui Dimitrie Cantemir dar mă întorc acum la Constantin Brâncoveanu și epoca aceasta care... Acest echilibru pe care el stabilește între cele două mari forțe de care vorbiți, Imperiul da. Habsburgic și cel otoman, îi asigură o perioadă de... îi asigură un fundament totuși liniștit și pașnic, nu? Absolut. Deci el, el reușește să aibă deci, relații economice foarte extinse în ambele direcții, Occident-Orient, stabilitate politică. Și economică în țara românească, ceea ce duce la prosperitate. Deci, o perioadă în care, deși de fapt o constatăm că impozitele cresc, în același timp și nivelul de bogăție al țării românești crește. Era asta iubit prin este... coveanu, ca domnitor? Se știe, sunt lucruri, mă rog, studiate de ajuns? Da, în orice caz, nu este un, un, un domn urât. Asta, cu siguranță, așa cum sunt alții. Și nu se întâlnește cu revolți sau, mă rog, cu opoziții fățișe. Vehemente, vehemente. și uh, manifeste. Acum, da. un domn medieval. Nu prea se întreabă acest lucru, cei care trebuie să-l iubească sunt boierii țării, cei care trebuie să-l iubească sunt eventual partenerii internaționali ai politicii lui și în acest, din acest punct de vedere a reușit să se facă iubit în întreaga creștinătate din interiorul Imperiului Otoman. Și într-un fel ăsta este și cuiul lui Pepelea, faptul că prestigiul lui Brâncoveanu în interiorul Imperiului Otoman în ochii celorlalte populații creștine, iarăși a conducătorilor lor. Da, ne înțelege, devine atât de mare încât Brâncoveanu devine o problemă pentru uh, sultan. În speranța că am reușit să vă prindem în ritmul povestirii istoriei Încheiem aici primul episod al relatării despre Constantin Brâncoveanu. Partea a doua, săptămâna viitoare la aceeași oră, în compania istoricului Petre Guran. Până atunci, permiteți-mi să vă urez o săptămână plăcută.